Gheorghe Flutru, candidatul ARD pentru funcția de senator în Colegiul 2 Suceava, a declarat că în urma unor discuții pe care le-a avut cu persoane din Ministerul Mediului, a aflat că Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Suceava a fost transferat la Iași. N-aș fi vrut ca Flutur să aibă dreptate. Doresc să informez opinia publică suceveană că Inspectoratul de Regim Silvic Suceava a fost transferat printr-o hotărâre de guvern la Iași. A fost transferat printr-o hotărâre, am discutat cu oameni din Ministerul Mediului astăzi, mi-au confirmat, nu e publicată, dar e certitudine, avea o arie pe 5 județe, Suceava, Botoșani, Iași, Neamț și Bacău. A fost transferat la Iași, unde li s-a mai adăugat și Vasluiu, adică exact regiunea de nord-est. Gheorghe Flutur a precizat că județul Suceava nu ar trebui să fie vitregit de unele instituții, mai ales cum este ITRSV, în condițiile în care, dintre toate județele menționate, la noi este cea mai mare parte de teren împădurit. De ce Suceava este vitregită? De ce are și i-a dat Dumnezeu? Adică un județ care are aproape 40% din pădurile din regiunea de nord-est, 430.000 de hectare de fond forestier, pleacă într-un județ care are circa 90.000 de hectare și cer încă o dată liderilor USL de la Suceava să se trezească, pentru că bucățică cu bucățică autorități și instituții ale statului ne pleacă la Iași. Cer public punctul de vedere al liderilor USL Suceava vis-a-vis de această reorganizare care este începutul pentru plecarea de la Suceava a instituțiilor statului și, dacă o ținem tot așa, o să rămânem Suceava un oraș ca Dorohoiu, fără instituții și fără o personalitate juridică. Gheorghe Flutur a declarat că și alte județe din țară sunt în situația Sucevei și a dat exemplu Clujul și Bucureștiul.